Cu câteva zile înainte de cinstirea hramului închinat Sfântului Nagoe Basarab, schitul din comuna Vlădești a îmbrăcat haine de sărbătoare. Sute de credincioși au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic. Ierarhul a rostit celor prezenți la eveniment un cuvânt de învățătură în care a dorit să menționeze că noul schit, construit cu ajutorul obștii monahale de la schitul Atonit Lacu și a credincioșilor români din toate zonele țării, este de fapt un dar făcut de Dumnezeu argeșenilor pentru toate darurile făcute de voievodul Neagoe Basarab către mănăstirile de pe muntele Athos. Felicităm și ne bucurăm foarte mult că sunteți un așa cărturar, așa de seamă și de apreciat și faptul că ați ales să veniți la Argeș. Pentru noi este mare bucurie. Nu ne fățărim spunând că, dragă Doamne, nu ne bucurăm. Știți, ba din contra, nici măcar nu ne abținem. Știți că așa trebuie să te abții ca să nu ridici pe invidioși. Și faptul că ați hotărât că așa ca să fie în cinstea Sfântului Neagoe Vodă Basarab. Am mai spus-o și altă dată. Vreau să încă să subliniez, Sfântul Neagoe Vodă Basarab a fost ca și alți domnitori ai țării românești și ai Moldovei, care au dat, au hrănit 500 de ani muntele Athos. Dacă domnitorii noștri au dat și au investit acolo, în tot Orientul și Athos, bineînțeles, să vedeți clădirile lui Neagoe Vodă Basarab la Athos. Oho! Și acum parcă e o întoarsă, adică o rediviva, un fel de recompensă, să zicem, într-un fel, da, așa zic, ca Sfințirile voastre de la Lacul, care o steniți, Sfinția voastră cu sinodia de acolo, bine, și cu fiii duhovnicești pe care aveți, v-ați osteniți și v-au osteniți să faceți aici o lucrare extraordinară. Ei, și foarte bine că faceți treaba aceasta, ați călcat pe urmele lui Neagoe Vodă Basarab, hotărât, a Sfântului, nu se poate. Altfel că n-ați fi găsit locul tocmai pe spațiu unde a domnit Neagoe Vodă Basarab. Este o treabă extraordinară. M-am gândit cam așa, nu luați de bunul neapărat, că nu-i prea bine ce am gândit. Dacă, de exemplu, la 1 octombrie se anunță așa, știți cum mai anunță ăștia telurici, la 1 octombrie sfârșitul lumii. Ce faceți? Ce facem, de exemplu? Ce, ne apucăm de boci și cu tare? Nu, facem rugăciuni, postim 3 zile, facem rugăciuni 3 zile și scăpăm cum a scăpat ninivitenii. Foarte ieftin, 3 zile de post, 3 zile de rugăciuni și gata. Păi așa ceva în cuvine și Biblie, bineînțeles. Deci chemăm noi, grozavii de aici, de la Vlădești, ca toți conducătorii popoarelor lumii să fie fiii lui Dumnezeu și să cheme făcând pace pe această planetă zidită de Dumnezeu. Nu vă puteți imagina un holocaust, o reacție atomică în lanț, nu vă puteți imagina, să știți. Eu am visat-o, ca să știți, că nu-mi e mintea toată acasă. Vorbind așa ca să mă mai scot așa la iveală, că dacă spui lucruri de astea, băi, ești sănătos sau nu ești sănătos. Suntem în pragul unei cataclisme mondiale nucleare. Vă spun ca să știți. Sunt sigur. De unde sunt sigur? Din Sfânta Scriptură. În ziua de 1 mai a anului 2023 a fost sfințită piatra de temelie pentru un nou schit închinat Sfântului Neagoe Basarab. De la acel moment a fost ridicat un paraclis care a fost pus sub ocrotirea Sfântului Neagoe Basarab. Un sprijin deosebit la această construcție a venit din partea Consiliului Județean Argeș și al primăriei comunei Vlădești, pe teritoriul căreia se ridică această nouă mănăstire. În primul rând am vrea să oferim această distinție înalt preasfințitului Calinic, pentru că el este cel din tâi ctitor al schitului nostru, el este cel care a pășit prima dată împreună cu Gheronda, cu Părintele David aici la noi la schit și ne binecuvintează și este întotdeauna alături și ne întărește, ne îmbărbătează și fără binecuvântarea înalt preasfinției sale nu s-ar putea face nimic. Stăpânul nostru e
Președinte al Consiliului Județean. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Domnului Șerban Leonard, primar al Comunei Vlădești. Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Pentru a răsplăti eforturile ctitorilor care au ajutat financiar la toate cele zidite până în prezent, Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului le-a oferit acestora diplome de vrednicie și o medalie care să le amintească de această zi binecuvântată. Mai mult, ierarhul argeșean a primit din partea obștii monahale o medalie, chiriarhul fiind socotit a fi primul ctitor al acestui schit. Turnea Goie Basarab de dincolo ne veghează, ne ajută, ne întărește, ne încurajează că nu puține sunt încercările, nu puține sunt ispitele. E foarte greu să lucrez, să încep o mănăstire de la cota zero, să construiești și duhovnicește, dar și material. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm și reușim așa într-o oarecare măsură să mergem, să dăm bucurie din bucuria noastră și celor care vin alături de noi. Ne bucurăm că avem oameni la slujbă, ne bucurăm că sunt mulți copii, primii, în fiecare duminică avem copii la împărtășit, oameni care vin aici, biserica este plină tot timpul și dăm slavă lui Dumnezeu și ne încredințăm lui Dumnezeu și rugăciunile Sfântului Nagoe Basarab. Lucrările la Biserica Marea Schitului vor fi continuate, urmând ca până în toamna anului 2025 să fie terminate turlele și acoperișul bisericii.